Se dau în continuare cuvântul doamnei dr. Flavia Damaschin, care vă spunea că a venit de la Constanța. Cred că este îndreptățită să vorbească despre post din mai multe motive. În primul rând, pentru că este un medic creștin, pentru că în, poate puțină lume aici în sală știe că duhovnicul dânsa a fost chiar marele nostru duhovnic, părintele Arsenie Papacioc, și se întâmplă, sper să nu se supere pe mine, că știu și pe actualul duhovnic, care este un părinte extrem de îmbunătățit, însă nu o să-i dau numele, tot în Dobrogea acolo. Doamna dr. Damaschin a scris mai multe cărți, despre, inclusiv despre post. Îmi pare rău că a fost atât de... Este pe masă, e pe am ieșit un pic tocmai ca să vă pot arăta cartea. Este Prețul vindecării și îmi permit să spun că este una dintre cele mai bune cărți despre post pe care le-am citit și am citit multe cărți, credeți-mă. Să vorbesc mai tare? Da, să vorbesc mai tare. Deci este una dintre cele mai bune cărți despre post, aceasta a doamnei doctor. Trebuie să credeți tot ce se spune. Da, da, puteți să verificați. Eu tocmai vreau să vă incit în a verifica acest lucru, așa încât vorbă să le ceau. Eu las pe mai bine pe doamna doctor să vorbească. Mulțumesc. Părintele a spus foarte frumos cum trebuie să ținem postul și n-a spus că cineva trebuie să ne spună că a venit ziua de post și trebuie să ținem postul. Creștini fiind, știm că vine, ne pregătim cu multe dinainte. Dar, pentru că suntem evoluați, pentru că a trecut de ceva timp de când postul ar fi trebuit ținut de la Adam încoace, adică a trecut ceva timp, medicii au învățat foarte multe despre post și acum nu puteți să țineți post decât cu recomandarea medicului. Știați? Deci o să vedeți că dacă mergeți la un medic pentru că vă doare capul în post și bineînțeles că veți avea gândul poate că e de la post sau nu și medicul vă întreabă cumva postiți? Și nu să spuneți da. Păi de acolo ți se trage. Vezi? Trebuie să întrebi medicul dacă trebuie să postești sau nu. Medicul care, de regulă, nu postește niciodată. Sau dacă postește, postește de o nevoie mare, adică n-a avut timp să mănânce o friptură. Deci, trebuie să vă spun că avem un... Eu sunt într-un... Ca și domnul doctor Chiril, așa facem. Împreună n-am făcut niciodată echipă. Nu se știe de ce. Dar nu-i târziu, probabil. Eu mă dau. Așa. Dar... Acum, așa, dar cumva suntem de partea cealaltă a baricadei oamenilor care nu înțeleg pe unde să meargă și cum să meargă. Postul nu este numai decât un post alimentar, deși putem să spunem că asta ne intră în seamă nouă. El trebuie să fie post de cuvânt și post de gând. Într-un final sau poate că de la început. Niciodată nu putem vorbi despre post de aer, niciodată. Și nu putem vorbi pe termen de peste o zi, două, trei, cinci, șapte, depinde de puterea fiecăruia de post de apă. Că nu putem. Sunt doi factori de mediu condiționali ai vieții. Alimentul însă este un factor condițional și de mare răsfăț al vieții. Trebuie să vă mai spun că postul este legat de vindecare. Nu te poți vindeca decât prin post. Și repet, postul înseamnă aliment, înseamnă gând, înseamnă cuvânt, înseamnă deci faptă. Vindecarea prin post este recunoscută medical de cei care au postit sau care sunt atenți la acest lucru. Hipocrate spunea foarte frumos, alimentele să vă fie medicamente, medicamentele să vă fie alimente, dar postul făcea parte integrantă din procesul de vindecare recunoscut și recomandat.
Erau zile de post, erau perioade lungi de post, erau feluri de a posti. Și acum avem feluri de a posti. Postim cu sucuri, postim cu ciocolată. Un baton de ciocolată, de exemplu, este un studiu făcut care arată că un baton de ciocolată lasă sângele modificat cel puțin 3 săptămâni, o lună. Cu ce mai postim? Postim cu felul nostru de a posti. Adică renunț la ouă. Renunț la, eu știu, renunț la, ce să mai zic eu, la carne. Și mănânc toate celelalte. Și asta înseamnă că am postit. Sau mai am un fel de a posti, mănânc foarte bine, pentru că nemai mâncând carne, mănânc foarte bine. Și mă trezesc la sfârșitul postului cu 4-5 kg în plus. Și postul este de vină. Și merg din nou la medic și îmi spune, fără recomandare, ai făcut post și uite ce greu ți este acum, că trebuie să dai 5 kg jos. Nu, pentru că te-ai îndopat tu cu fasole și cu murătură și cu ulei până n-ai mai putut și ăla nu-i post. Postul înseamnă altceva. Am să vă rog să fiți puțin atenți, pentru că la un cuvânt pe care l-am folosit deja, cuvântul vindecare. Deci am spus că postul are o foarte mare legătură cu vindecarea și este determinant, vă spun din experiența mea de peste 40 de ani, este determinant în vindecare. Nu poți vorbi de nicio vindecare fără postire. Într-un fel sau altul, mai lungă sau mai scurtă, mai adâncă sau mai superficială, postirea trebuie să existe. După măsura fiecăruia, nu poți vorbi de vindecare și nici nu poți vorbi nici de îmbolnăvire pe postire, ci pe nepostire. După ce am înscris cartea, la care am plecat să scriu ceva despre post ușor, ca să dau niște repere oamenilor care mai mă întrebau, și n-a ieșit așa, am zis că o scriu 2-3 luni de zile, ceva de genul ăsta, mi-a luat 2 ani și la sfârșit nu se închega ceva. Vorbeam de post, vindecare și nu se închega ceva. Și gândiți-vă că după o activitate de 40 de ani, cartea a apărut anul trecut, în decembrie, după 40 de ani, de câte ori mi-a fi zis eu cuvântul vindecare. Și la un moment dat se face o limpezime în capul meu și apare vindecare. Din potir. Vindecare. Din potir. Deci în 40 de ani, de câte ori mi-a fi zis vindecare, niciodată în această perioadă, eu nu am despărțit, sau dacă, sigur l-am despărțit, nu l-am despărțit cu astfel de înțeles. Eram în casă cu soțul meu și m-am dus și l-am scris pe hârtie și amândoi, cred că am avut minute în șir în care n-am vorbit. Postul se începe cu vindecare, deci se începe cu binecuvântare, pleci cu spovedanie, împărtășanie, și acum o să spuneți, asta nu e treaba medicală, e treaba duhovnicului, dar medicul este și duhovnic de foarte multe ori. La medic te duci și stai de vorbă și lași acolo uneori ce nu lași la duhovnic, și duhovnicul este de foarte multe ori medic, sau ar trebui să fie de foarte multe ori medic. În antichitate, medicii erau preoți și preoții erau medici. Nu exista medic care nu era preot. Așa era binecuvântarea la vremea potrivită. Din motive economice, din motive economice sigur, s-au împărțit cele două profesii. Deci, pleci în post cu vindecare, cu vin din potir, și închei postul cu vin din potir. Adică să ne înțelegem, postul fără binecuvântare și fără a ține legătura strânsă cu duhovnicul și în perioada postirii este un post al nesmereniei. Iar orice activitate, o să spuneți, bine, hai, vorbiți-ne de tocana de cartofi, poate, pe care trebuie să o mâncăm în post. Nu pot să vă vorbesc despre asta. N-am reușit niciodată să scriu o carte despre tocana de cartofi și salata de varză, că nu mi s-a părut că este esențială pentru poporul român, care știe foarte bine să mănânce în post. În perioada de postire, dacă nu ai legătura duhovnicească foarte, foarte bine ținută cu preotul, cu duhovnicul pe care îl ai, atunci postul de foarte multe ori poate să fie rătăcire.
Ce am constatat eu, că se întâmplă totuși de foarte multe ori în post, pot să apară anumite dezechilibre, acum o dau puțin pe partea medicală, dar nu aș dau-o prea mult, anumite dezechilibre, dar ele apar tocmai pentru că nu există un post riguros al gândului, al cuvântului, al faptei, și atunci el se rătăcește, există rătăcire în aliment. Mă înfurii și nu mănânc cum trebuie, astăzi fac lucrurile ăla, nu le-am făcut sau le-am făcut prost și mă supăr pe mine. Deci din alte motive și nici de cum să nu punem în spatele postului efectul pe care noi l-am suportat în post, dar nu din cauza lui. În istoria omenirii, și cu asta o să fac câteva precizări și aș vrea să închei și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să ne adresați întrebări dacă aveți, fie scris, fie personal, prin cuvânt. În istoria omenirii avem câteva etape de hrănire. Și prima etapă de hrănire e post. Iată, vă dau iarba, da? Este prima discuție a lui Dumnezeu cu omul și aceasta arată care era măsura pe care Dumnezeu o vrea de la om. Dar alături de această măsură crease omul cu o anumită structură pe care și-o dorea păstrată. Domnul își dorea ca omul să-și păstreze măsura cu care a fost sau în care a fost creat. Aceea de ascultare în iubire. De iubire în ascultare. Numai că omul pus să pună nume la animale și probabil că uitându-se foarte îndelung la ele, a avut o sminteală a gândului și Dumnezeu care cunoaște gândul a fost nemulțumit atunci. Și milos, destul de milos, cum poate fi numai Dumnezeu. Și atunci a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Și a făcut o Evă. Și a făcut o Evă din ce? Oare nu putea Dumnezeu să-i facă o Evă așa cum l-a făcut pe Adam? Era, devenise Dumnezeu neputincios. Nici poveste. Sunteți de acord? Deci, și în momentul ăla îi face o Evă dintr-o bucată de Adam. Pentru că trebuia să păstreze și Eva bucata de sminteală a lui Adam, ca ea să poată, ca ei împreună să poată viețui într-un anume fel. Nu intru mai departe în subiect, dar după cădere avem un altă socoteală a mâncării. Pălămidă, necaz. Deci, ia uite, ce putea să mănânce omul acum? Trece și perioada asta. Nu mai vorbesc de necazul femeii, care în cârca căreia a fost pusă toată căderea de către el, Adam. Avem pe urmă o altă perioadă, deci aceasta este a doua perioadă după cădere și avem a treia perioadă, la potop. La potop, Dumnezeu văzându-ne destul de neputincioși și nesmeriți și greu de corectat, zice, mâncați, mâncați tot ce mișcă, mâncați. Mâncați carne. Dar cum le dă? Cu foc, trasă prin foc, deci carnea trebuia să fie numai friptă, nu apare nicăieri ciorbă în Biblie. Carne friptă și cu ierburi amare. Noi am învățat să mâncăm carne prăjită, ciorbă, cum o mai mâncăm? Și cu dulce, cât se poate de dulce. Adică cu mult dulce sau la sfârșitul mesei cu o prăjitură. Nu scrie nicăieri în Biblie prăjitura la sfârșitul mesei. Mergem mai departe și apare încă un fel de schimbare, încă o schimbare a alimentației în perioada Mântuitorului, când Sfântul Petru, în drum spre Corneliu, de foame, rugându-se, pică în extaz și vede din cer, coborându-se, o cârpă înădată la colțuri, care avea toate animalele pământului.
și un glas care îi spune junghie pietre și mănâncă. Cum, Doamne? Eu știi că eu nu mănânc carne. Și asta este un lucru excepțional. Deci, deși se mânca carne de la potop, Petre, după mii de ani, nu mânca carne. Asta ce ne spune? Că, deși s-a dat, Dumnezeu a zis mâncați, au fost oameni care au înțeles că postul este capital în întâlnirea cu Dumnezeu. Și postul este capital în această creștere către Dumnezeu. Atunci, sigur, au fost grupuri, dacă nu chiar grupuri mai mari spre popoare, care au păstrat postirea. Evreii au fost unii dintre ei, comunități mari evreiești, au păstrat postirea, dar nu numai ei. Să știți că noi românii am păstrat postirea foarte bine pe la 1595, Selim, când a cucerit, a venit în partea asta și a cucerit pe aici o parte din ce era atunci țara românească, au rămas îngroziți de ce puteau face românii luați ca sclavi să fie duși la Istanbul. Se așezau pe vas, am scris în carte lucrul ăsta, se așezau pe vas în genunchi, se rugau, spuneau scurtă, foarte scurtă rugăciune și mureau. Și erau disperați. Paznicii nu mai păzeau să nu sară în apă. Nu mai păzeau să nu știu ce să nu fac. Îi păzeau să nu îngenunche. Deci, la ce înălțime de trăire ajunsese poporul român. Deci, am vorbit de cele patru tipuri de alimentație în istoria lumii, istoria biblică, și acum am să vă vorbesc despre trei tipuri de pofte, că până la urmă postul nu se adresează numai decât unui aliment, ci se adresează poftei. Adam a căzut prin poftă, Eva l-a îndemnat tot prin poftă și noi toți picăm prin poftă, căci dacă vă gândiți în post, nu foamea, ci pofta e marele bai. Și nu numai față de mâncare, ci și față de inel, și de mărgele, și de plimbare, și de mașină, și de o altă casă. Tot o poftă avem. Păstrarea și postirea față de poftă este, de fapt, postul excepțional și postul care înalță. Vă spuneam despre cele trei perioade de modificare, etape de modificare sau de stimulare, de zgândărire a poftei. Prima etapă vine la potop. Focul și carnea stimulează foarte mult pofta. Mai departe avem zahărul, după mii de ani, la 1800 și... avem zahărul intră spre sfârșitul secolului al XIX-lea, zahărul intră în consum în mod destul de curent. Nu mai este medicament, așa cum era de fapt și mierea, ci este aliment, considerat aliment. Și nu este așa, să știți, pentru că zahărul și alcoolul nu au activitate deloc, nici minerală, nici enzimatică, și deci sunt consumatoare de energie, consumatoare de minerale, consumatoare de vitamine. Sunt slăitoare ale organismului. Și avem a treia perioadă de modificare a alimentației prin stimularea poftei, a gustului, introducerea glutamaților, la începutul secolului trecut. Introducerea glutamaților a fost și rămâne o mare nenorocire, pentru că asta nu ne poate opri din consum. Și vă spun cu verificare, mă abțin, cred că am consumat în viața mea 2 pungi de pufuleți. Dar, dacă aș lua-o pe a treia, sunt sigură că n-aș lăsa-o până n-aș termina-o, cum am făcut cu primele două. Prima dată, nu am crezut că mi-a fost foame sau până m-am uitat ce conține și am priceput că acolo
ceea ce spuneau ei că are, era un produs care ăla am crezut că e glutamat. Și zic, o cumpăr și a doua, dar la un interval de timp. Și am văzut căci cu toată vrerea mea, cu toată conștiința că acolo nu e ce trebuie, nu mă putea opri. Și mi-am zis, este foarte grav. Dacă eu, un om care știu, am atâta război cu mine și atâta greu este să mă opresc, ce face bietul copil sau bietul om? Este foarte greu să te oprești. Deci glutamatul asta face. Ne-a transformat în niște dependenți. Și acum vin la ultimul punct și cu câteva vorbe aș vrea să închei. Zilele trecute am fost solicitată să scriu un material sau să fac un comentariu, mă rog, despre faptul că pe piață sunt produsele de Crăciun, Moș Nicul, Moș Crăciun, Moș care o mai, ce moș o mai găsi, în care concentrația de zahăr din produsul respectiv de 50% și asta reprezintă o nenorocire pentru copii. Și cu adevărat, nu numai pentru copii, pentru oricine reprezintă o nenorocire. Dar piața nu o poți opri. Și atunci am făcut comentariul în scris, dar nu, probabil nu am mulțumit pe cel care mi l-a cerut. Nu știu dacă l-a publicat sau nu, nici nu m-am uitat. Pentru că nu mai poți opri răul pornit, este foarte greu să-l oprești, dacă nu te oprești tu din consum. Dacă tu te oprești din consum, el rămâne cu marfa și nu are ce să facă, se va opri și va lua aminte că așa nu mai merge. Și cu asta chiar închei, există câteva situații de genul ăsta în care consumatorul a oprit consumul și producătorul a dat faliment și a reconsiderat producția. Și unul este în Anglia, o situație de genul ăsta în care mămicile au constatat că în unt trecuse din etichetă pe care era scris cu plumb, trecuse în unt, trecuse o cantitate infimă de plumb, dar n-avea ce să caute în unt. S-au organizat prin mesaj viral și s-au hotărât că, vedeți, aici este treaba opiniei publice, nu să mă uit că demonstrează 10, ci să fiu încă 200 de mii lângă 10. Așa s-au hotărât imediat că să nu mai cumpere timp de 10 zile nimic de la fabrica respectivă. Și fabrica respectivă nu după 10 zile, după mai puțin de 10 zile a dat faliment. Pentru că s-a trezit cu toată producția nevândută care era deja fabricată, cu tot returul așa înapoi, cu marfa comandată peste ei și n-a mai putut face față. Deci, ăsta este unul, mai sunt și altele. Deci, atitudinea noastră se reflectă în ceea ce se întâmplă pe piață. Nu există altfel. Deci dacă noi am postit sănătos, în perioada asta n-ar fi trebuit să se vândă nicăieri carne. Deci dacă noi am fi postit sănătos, n-ar fi trebuit să fie cârnați pe nicăieri. N-ar fi trebuit. Noi suntem 80% suntem creștini. Da? Deci n-ar fi trebuit. Deci dacă sunt acolo, înseamnă că și cei care am postit, ne gândim la ei. Ah, ce bun e! Da? Vă mulțumesc și vă rog să mi adresați întrebări dacă considerați că vă pot lămuri cu ceva. Vă mulțumesc!